să vrei, să-ți dorești să trăiești viața cu pasiune, cu tot ce are să-ți ofere. Fără teamă, să-ți permiți să te conectezi în siguranță la emoții pe care nu ți-ai dat voie să le simți. Fado. O muzică eliberatoare, o modalitate de sublimare care atinge părți neintegrate din noi. Dar pe lângă dorul de cineva drag, de durerea pierderii, muzica fado reprezintă și bucuria de a trăi. Artista Monica Opra, împreună cu regizoarea Mirela Bucurpal, și-au făcut documentarea pentru spectacolul Querer, chiar în Portugalia, în vechile localuri unde se cântă muzica fado. Soartă, destin, ce reprezintă spiritul fado? Acest spirit fado cred că m-a cucerit de prima dată. Este de fapt o tristețe fals înțeleasă. Acele femei portugheze pierdeau mereu pe cineva. Un soț, un iubit, un copil. Oceanul, într-adevăr, dacă îl vezi, e nebun, e nervos. Și aceste femei portugheze au descoperit secretul. Să cânte și să danseze și să treacă peste, cu veselie, cu speranță, așa cum se înțelege din vocile acestor femei care cântă, apropo, fără microfon în aceste crâșme întunecate, din tot sufletul, din toată celula. Este o vindecare, practic. Fado este o formă de eliberare? Eu așa zic, așa o simt și eu de câte ori cânt fado. Mi-aduc aminte de toate greutățile peste care a trebuit să trec, pentru că noi toți avem greutăți. Iar eu personal mereu am trecut prin cântec și prin muzică. Asta a fost salvarea mea. Muzica fado trezește în mine sentimentul de libertate. Textele toate vorbesc despre dragoste, despre libertate și dorință. Cuvântul querer înseamnă să vrei, dar să vrei din inimă și să nu te lași până nu obții acel lucru sau acel sentiment, că eu mă agăs de sentiment foarte mult. Și dacă l-am, atunci eu sunt bine. Ui, bailar, nu meu bateu, n-au să manifesti. Eu acum am învățat acest cuvânt. Eu n-am manifestat niciodată, eu m-am rugat. Practic toți facem același lucru. Manifestăm, ne rugăm. De fapt este unul și același cuvânt și același sentiment. Eu o fac prin muzică foarte mult și prin dans. Iar în muzica fado eu mi-am găsit această eliberare și această liniște. Este, consider eu, vital, dar nu neapărat prin mine, prin ceea ce reprezintă, deoarece sunt un fel de amintire a Monicăi, sunt varianta ei a copilului din ea, a persoanei care tocmai a pierdut persoana iubită, a fetei care încă este într-o inocență care ușor-ușor se duce, deoarece deja își caută acea iubire pe care a pierdut-o. Prin acest rol și prin astfel de muzică, prin muzica fado, simt cumva că sunt mai apropiată de
o esență a muzicii și o esență a artei. Noi ținem foarte mult la muzica de calitate, ținem foarte mult la muzica aceasta sentimentală, cea cu suflet, cea în care ți se transmit și niște lucruri, apropo, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere mental, îți rămân undeva în subconștient și poți să le iei cumva acasă și nu-ți dai seama de ce a doua zi te simți mai bine, de ce te-ai trezit zâmbind. Cred că genul acesta de experiențe merită aduse constant în București, iar spectacolul pe care îl avem, acest Carer, face din plin asta. Cred că e un spectacol vindecător, dacă i-aș putea spune așa. Aceste experiențe vindecătoare nu țin numai de muzică, țin de multe arte combinate. De aceea sunt și dansatori, de aceea sunt și momente în care e doar muzică instrumentală, este și muzică cu voce, bineînțeles. Vorbim până la urmă de fado, care este esențialmente transmis prin voce. Muzica fado înseamnă și muzică veselă. Să nu uităm că aceste femei au dansat ca nebunele. Și, într-adevăr, e foarte multă muzică veselă. Și asta mă bucură. Este o bucurie nu doar prin cântec, dar prin toată atmosfera aceasta. Și deși sunt și momente de doliu, momente de tristețe, care în mare parte înconjoară acest spectacol și îl învăluie, până la urmă, noi trebuie să rămânem cu această energie pozitivă din urma sa.